Bun găsit! Vizita are loc la doar câteva zile după ce Republica Moldova și Ucraina au primit statut de țări candidate de aderare la Uniunea Europeană. Pe data de 23 iunie curent, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o discuție telefonică cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Cei doi oficiali au discutat despre Consiliul European, mai exact despre ședința Consiliului European, iar după decizia pronunțată de către Consiliu, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că va întreprinde o vizită de lucru la Kiev, însă ziua nu a fost anunțată, cel mai probabil din motive de securitate. La Kiev, președintele Republicii Moldova a restabilit o întrevedere cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Totodată, șefa statului va întreprinde o vizită în localitățile Irpen, Borodeanca și Bucea, iar după amiază, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va avea o conferință comună cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Deocamdată nu se cunosc alte detalii, însă precizăm că este prima vizită a președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în Ucraina după invazia Rusei în țara vecină. Anterior, la Kiev au fost președintele Parlamentului Igor Grosu și președintele Comisiei Parlamentare Securitate Lilian Carp. Cei doi oficiali au vizitat atunci orașul Bucea, localitate unde sute de civili au fost masacrați de către militarii ruși. Precizăm că Republica Moldova este țara care și-a deschis frontierele de la primele ore ale invaziei ruse în Ucraina pentru a primi refugiați. De la începutul invaziei, aproape jumătate de milion de refugiați ucraineni au intrat în Republica Moldova, iar țara noastră este țara care a primit cel mai mare număr de refugiați raportat la numărul de populație. Totodată, Republica Moldova este țara prin care Ucraina își transportă mărfurile, inclusiv și în Uniunea Europeană, iar săptămâna trecută în țara noastră a fost ministrul infrastructurii care a semnat un memorandum de înțelegere privind fluidizarea traficului de mărfuri. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere!